Atunci când te doare corpul, dar nu știi de la ce și nici nu te știi bolnav, ar putea fi vorba despre fibromialgie. Este o afecțiune cronică manifestată prin durere la nivelul mușchilor și țesuturilor moi. Este greu de diagnosticat și nici nu există un tratament specific. Însă sunt mai multe metode care fac durerile să dispară. Ne-am obișnuit ca medicina să fie un domeniu clar, iar diagnosticarea să se facă pe baza unor parametri clari și determinabili. Însă există boli cum este fibromialgia, care sunt greu de depistat, tocmai pentru că simptomele ei imită alte afecțiuni și nu există teste de certitudine care să o confirme. Cu toate acestea, boala există și afectează din ce în ce mai mulți oameni. 80% din pacienții cu fibromialgie sunt femei, cu toate acestea, boala durerilor generalizate afectează ambele sexe. Deși simptomul principal sunt durerile musculare, scheletale, fibromialgia vine la pachet și cu alte simptome. Fibromialgia se asociază așadar cu anumiți factori determinanți. Pe lângă evenimentele traumatice, o intervenție chirurgicală majoră, infecțiile generalizate sau cunoscutul stres pot determina apariția bolii. Fibromialgia vine cu o stare de rău, dureri, lipsă de somn, dar și fără analize modificate. Tocmai de aceea este dificil de tratat într-un mod convențional. Abordarea în cazul acestei boli va fi așadar alopată, unde medicul va recomanda o serie de medicamente simptomatice, dar va presupune și terapii asociate. Pentru că nu există un tratament țintit, schema terapeutică se personalizează împreună cu medicul de familie sau specialist. Pot fi recomandate analgezice, dar și medicamente antidepresive sau pentru epilepsie. Acestea pot ajuta la ameliorarea durerii și oboselii asociate bolii. Începeți cu o pereche foarte comodă de Adidas, o costumație simplă de sport și câte 45-60 de minute de mers, alergat, grăbit, în parc în fiecare zi, ce ajută mult sunt și exercițiile de întindere, dar și de rezistență, cum ar fi sala de forță. Mai simplu formulat, este mai bine să te doară mușchii la sport decât să te doară mereu fără sport, relatează observatornews.ro.